Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 13 februarie, poți fi unul dintre adevărații binefăcători ai omenirii. Prin stabilirea unui scop, nu te întorci de la calea aleasă. Concentrându-te pe realizarea planurilor tale, nu ești interesată de opiniile altora, deoarece ai voința și întreprinderea de a câștiga succes în orice afacere. O adevărată amazoancă, ești gata să te ridici de vreme, să te culci târziu și chiar să lucrezi în weekend pentru a obține ceea ce dorești, ai o natură energică, obișnuită să acționezi în funcție de stimulită interni, schimbând de deseori deciziile tale fără niciun motiv aparent, poți crea evenimente uimitoare în jurul tău și te bucuri de a fi la epicentrul acestor evenimente poți fi considerată -o, o persoană care trăiește larg deschis. Dacă ești acea persoană care nu cauți recunoașterea de la publicul larg, poți solicita o atenție sporită din partea familiei și a cercului social din care faci parte. Asta însă se întâmplă rar. De obicei, îți place să-ți afișezi zgomotos emoțiile, fie că sunt bucurie sau tristețe. Personalitate neobișnuită de strălucitoare îți este destul de dificil să-ți păstrezi secretul planurilor pentru o lungă perioadă de timp. Din păcate, veridicitatea excesivă îți creează multe probleme. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități și defecte, colectivism, independență, egoism, prietenie, preconcepție, idealism, manipulare, ticăloșie. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în toate formele de media, modă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru imposibilitatea de a prioritiza, precum și o înțelegere slabă a propriilor interese. Tu ești în mare măsură clasicul vărsător, foarte intenționată și încăpățnată. Gata să lucrezi neobosit pentru a-ți atinge dorința, ești foarte persistentă, dacă ai planificat ceva pentru tine însăți, atunci nimeni, părerea nimănui, și nicio circunstanță nu poate să te rătăcească, tu crezi că totul va fi bine, poate că, de aceea, foarte rar te temi de eșecurile inevitabile în viața ta, orice ar fi făcută nu este pentru totdeauna, este motoul tău. Baza ta rațională este bine dezvoltată și ești fără îndoială inteligentă, dar uneori se pare că nu-ți folosești deloc capul. Singurul lucru care te controlează este corpul și inima ta. Astfel, este destul de dificil să fie cineva în contact permanent cu tine, deoarece acțiunile tale sunt imprevizibile, uneori surprinzător de extravagante. În același timp, Sfera emoțională dezvoltată și capacitatea de gândire non-tradițională face ca comunicarea cu tine să fie extrem de interesantă, până în momentul în care tu obții ceea ce dorești, ești deschisă și prietenoasă față de ceilalți. Cu toate acestea, poți urma calea dezvoltării destructive, manipulare, excrocherie, plăcerile carnale. Deși încerci să cultivi în tine în o anume blândețe, uneori, se transformă în răceală excesivă. Totuși, este mai bine să nu efectuezi experimente riscante pentru a-ți schimba caracterul. Încercările de limitare a spontaneității se termină, de obicei, în colaps complet, deoarece pur și simplu nu poți îndeplini toate cerințele pe care ceilalți le fac asupra ta. Foarte adesea, abstinența moderată va aduce mult mai multe beneficii pentru tine. Tu trebuie să fii mereu în centrul atenției. Acest lucru este mandatoriu pentru tine. Este oxigenul tău. Atenția pentru tine este ca drog, care permite setarea de scopuri, uneori nu tocmai ortodoxe. Dacă vrei să fii singură, înseamnă că ai nevoie de singurătate pentru dezvoltarea personală. Cu toate acestea, poți face adesea greșala de a face excitarea ca o caracteristică emoțională fundamentală. Poți fi convingătoare în multe feluri și ai tendința de a avea încredere în oameni. Este foarte clar că dorești multe de la viață și, de regulă, reușești să realizezi acest lucru, fără a pune la socoteală cadavrele pe care calci. Adesea manifestă nerăbdare sau intoleranță, atunci când ceva nu merge bine, așa cum ai dori ar trebui să te raportezi mai obiectiv la propriile dorințe și la modalitățile de punere în aplicare acestora. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități. O astfel de doamnă este sigură, inteligentă și interesantă, pe de o parte sociabilă, dar acțiunile tale sunt adesea destul de imprevizibile. Poți gândi neconvențional și poți lua decizii nestandardizate iar aceste lucruri transformă culoarea gri în strălucitoare și evenimentele neinteresante într-un eveniment interesant, după propriul tău gust, cum afectează data de 13 februarie soartata, ursitoarele te-au umplut cu energie care adesea izbucnește fără a găsi o ieșire, tu ai nevoie în mod necesar să faci ceva, fie că faci treburi casnice, schi, fie scrii un raport trimestrial, fie ești la agățat. Tu nu ești în stare să stai pe picioarele tale, te bazezi în întotdeauna pe cineva care, manipulat în mod sensibil, te va scoate dintr-o anume situație, este dificil pentru tine să te concentrezi pe citirea cărților, toate impulsurile tale provin din inimă și din trup, Universul te-a înzestrat cu o inteligență minunată, dar din anumite motive nu ești obișnuită să o folosești. Probabil impulsivitatea excesivă este de vină pentru tot, tu îți poți permite cu ușurință să-ți schimbi decizia în ultimul moment, care, fără îndoială, deranjează pe alți oameni, dar este pur și simplu imposibil să rămână supărați pe tine multă vreme. Îți place să fii în centrul atenției, pentru care folosești multe trucuri, de la haine strălucitoare, atrăgătoare. Și de la flirturi nevinovate la povești dramatice despre viața ta, de multe ori inventate sau hiperbolizate, atenția este cu adevărat foarte importantă pentru tine, se pare că aceasta este o adevărată dependență, nu-ți place singurătatea și, lăsată singură cu tine însăți, poți deveni deprimată multă timp. Inconsecvența ta uneori face ca rudele să fie supărate că nu ai o anumită seriozitate și responsabilitate, dar tu nu te comporți în acest fel pentru a face pe cineva supărat. Este natura ta. Încercările tale permanente de remake, deși sunt o pierdere de timp și bani, nu te deranjează. Chiar dacă aceste încercări de schimbare au ca scop atragerea atenției, te confrunți cu propriile tale sentimente, pe care numai un specialist le poate înțelege. Prin urmare, este mai bine să lași totul așa cum este, încercând să atingi armonia generală, fără a-ți afecta abuziv corpul, ai sufletul larg deschis, astfel încât poți alerga ca o bolnavă, crezând că întreaga lume este la fel de deschisă și nu suspectezi că oamenii pot fi răi și crăzi, prin urmare ar trebui să fii puțin mai atentă și să înveți să recunoști oamenii care sunt sinceri, dar, din fericire, ești capabilă să întâmpini dificultățile. La început, problemele te renesc foarte mult, dar curând te vei convinge că mâine, fără îndoială, va fi mai bine și toate necazurile vor dispărea, apelând de la cineva. Tu manifesti mereu emoții, fie bucurie copleșitoare, fie tristețe irezistibilă, iar cei care nu sunt familiarizați cu tine, la început chiar se sperie de o astfel de sinceritate, dar cu timpul se obișnuiesc. Dragoste și compatibilitate Tind să muncești prea mult și să te odihnești prea puțin, dar dacă te hotărăști să te distrezi, fă din inimă, nu din interes. Ești una dintre cele care se bucură de o viață singură, dar dacă întâlnești o persoană potrivită pe drum, poate deveni partenerul tău credincios și loial. Probabil că vei face mai multe încercări. Compatibilitate bună în familie și dragoste o ai cu cei născuți în gemeni, balanță și săgetător. Cu ei, ai cele mai mari șanse de a crea o familie prietenoasă, dar nu neapărat stabilă. O alianță favorabilă poate fi cu pești, berbec și capricorn dar ar trebui analizată în amănunt compatibilitatea pe astrogramele natale ale amândouă. Există șanse să creeze o familie fericită, dar trebuie să vă înțelegeți reciproc, iar dacă o faceți, înseamnă că va exista armonie în familie. Compatibilitate foarte nefavorabilă cu semnele fecioarei, taurului, vărsătorului, racului, leului și scorpionului. Șansele sunt mici, deși sunt. În general, este puțin probabil ca ei să fie gata să renunțe la ceea ce vor, precum și faptul că ei nu te vor înțelege mult timp, locuri de muncă și carieră. Ești foarte activă și energică, extrovertită, îți place să te deschizi spre lumea din jurul tău, să-ți afișezi emoțiile puternice și profunde, să strălucești în companie, dacă nu ești din cele care vânează faimă și recunoaștere publică. Cum aproape toată lumea visează să fie faimoasă, o poți face în cercuri înguste de prieteni și cunoștințe. Ursitoarele ți-au dăruite dorința de a șoca publicul înconjurător fie cu idei neașteptate, fie cu un comportament ciudat, excentric, manifestat în îmbrăcăminte, limbaj corporal sau atitudini mai puțin sau deloc decente. Tu crezi că ești neobisnuită și atât tu încerci să schimbi viața în bine și adesea încerci să începi cu tine însăți, dar aceasta nu este o idee atât de bună cum pare, pentru că nu este atât de ușor să te adaptezi la diversitatea cerințelor oamenilor din jurul tău, iar personajul nu poate fi aruncat ca hainele tale, nu este atât de ușor să spargi și să-ți schimbi caracterul, nu este atât de ușor să ascunzi emoții puternice care cer să refuleze. Aici trebuie să faci compromisuri cu ceilalți, să accepti regulile de decență, trebuie să găsești cercul de situații când este necesar să-ți demonstreze emoțiile și când nu, și să încerci să te limitezi în un mod constant, și numai atunci când este cazul. Sănătate și boli Principala ta preocupare este sistemul musculoscheletic. De aceea ar trebui să faci cu siguranță yoga, meditație. Un alt loc vulnerabil al corpului tău, dantura, trebuie să urmărești cu strictețe dieta, dar, de regulă, mâncarea ta este foarte extravagantă, ar trebui să eviți complet zahărul și stimulentele, uleiul, grăsimile, precum și carnea roșie în dietă. Ai o potență sexuală pronunțată, dar ar trebui să eviți sexul frecvent, fă dragoste de preferință cu un singur partener. Nu consuma cafea și ceai negru puternic. Fiind dotată cu un apetit sexual puternic, pentru a-ți menține sănătatea, se recomandă să te satisfaci cu un singur partener, fără a începe să cauți plăceri senzuale. Abstinența sexuală îți va aduce beneficii. Destinul și norocul. Ai un temperament încăpățânat și zbuciumat. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât te trebuie să-ți descoperi datorile tale karmice. Multe vor depinde în viața ta de modul în care tratezi oamenii, de caracterul tău, acțiunile tale. Dacă vei trece prin degradare, fără să dorești să-ți dezvolți sufletul, atunci vei fi o persoană viclană, ipocrită, supărătoare, capabilă să trădeze, să umilească pe oricine, și vei fi tratată într-un mod similar. Viața ta va fi grea, numai munca grea cu sinele. Schimbările fundamentale ale caracterului și modului de gândire pot crea oportunități pentru condiții favorabile. Prin schimbarea ta și a gândurilor tale, îți vei schimba viața. Sfaturi pentru tine. Un punct zilal al tău este dependența de atenție și recunoaștere, fără aprobarea celorlalți. Poți cădea în depresie, dar dacă strălucești pe un piedestal, începi să lucrezi cu energie triplă aceste lucruri nu este atât de rău, dar nu ar trebui să depinzi psihologic de ceilalți oameni. Și există și un alt pericol, agravat mai ales de sistemul tău de manipulare, poți fi prins în cărligul lingușirii. Îți atinge obiectivele, dar dacă ceva nu merge conform planului tău, poți fi surprinzătoare prin intoleranță și o nerăbdare atât de neobișnuită și excentrică. Trebuie să înveți să te uiți la lucruri mai filozofic și să încerci să nu cazi independență nu numai de atenție celorlalți, ci și de planurile proprii. Naturalețea și originalitatea ta sunt cu adevărat frumoase, dar nu uita de ceilalți oameni, deoarece trebuie să înveți să interacționezi cu ei, ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur. O persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți, în ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul, de exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia te atrag ca scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care pot suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.